Până pe data de 15 noiembrie 2019 au loc înscrierile candidaților pentru participarea la concursurile de admitere în școlile de agenți de poliție. Candidații se pot înscrie pe cele 765 de locuri disponibile la Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr din Câmpina și pe cele 162 de locuri la Școala de Agenți de Poliție Septimiu Mureșan din Cluj-Napoca. Până pe 15 noiembrie, toți cei interesați pot depune dosarul de înscriere la sediul inspectoratelor de poliție județene sau la Poliția Capitalei, în funcție de reședința sau domiciliul fiecăruia. Despre condițiile de recrutare, documentele pe care trebuie să le conțină dosarul, evaluarea performanței fizice, proba de verificare a cunoștințelor și despre alte neclarități privitoare la admiterea în școlile de agenți de poliție, aflați mai multe pe site-ul Poliției Române. Concursul de admitere se va desfășura în perioada 10-23 ianuarie 2020.